În primul rând, bicarbonatul de sodiu se poate folosi ca soluție împotriva bolilor și dăunătorilor. Bineînțeles, poate fi și folosit ca și îngrășământ, dar bicarbonatul poate fi folosit pentru culturile vulnerabile la atacul afidelor, omizelor, mucegaiului și a manei, la legume precum tomate, vinete, dovlecei și castraveți. Se prepară o soluție de bicarbonat de sodiu din 5 litri de apă, de preferat apă de ploaie, și 2 linguri de bicarbonat de sodiu, undeva 50 de grame. Se amestecă foarte bine, cât să se dizolve complet și uniform. Se udă legumele sub rădăcină, turnând câte aproximativ un pahar la fiecare tufă. Când se folosește împotriva manei, se adaugă și puțin săpun, în special săpun de rufe, care ajută bicarbonatul de sodiu să-și facă mai bine treaba. Soluția se poate și pulveriza pe plante, în special de preferat seara, pentru ca razele solare să nu usuce umiditatea de pe frunze și să nu le provoace arsuri. În asemenea fel, le protejează de microbi și ciuperci, ajută la prelungirea perioadei de fructificare, îmbunătățește calitățile gustative, în special la tomate, care vor avea un gust mai dulce, și luptă împotriva dăunătorilor și bolilor. Când se folosește împotriva manei, se poate amesteca soluția de bicarbonat pentru a fi mai eficientă cu puțin săpun de rufe de casă, iar când se folosește împotriva afidelor, se mai adaugă și pe lângă săpun și puțină cenușă. Soluția de bicarbonat este eficientă atât pentru dezinfecția semințelor, se țin puțin în apă cu bicarbonat înainte de a fi plantate pentru a elimina orice ciupercă sau bacterie. De asemenea, nu se folosește foarte frecvent dacă există ceva boli sau ciuperci. Trebuie lăsat o perioadă de cel puțin 3 zile între udări sau pulverizări.